iată-ne din nou fața cuvântului Domnului și ne bucurăm că avem parte de acest har, de acest privilegiu, pentru că trăim niște vremuri târzii în care lumea asta se apropie de final, cu toate că ce este interesant, oamenii nu știu lucrul acesta și nici măcar nu bănuiesc de cele mai multe ori. Cu toate că mai întâlnești și oameni chiar necredincioși care spun, bă, nu mai e bun de lumea asta. Înăuntru lor se vede că nu cred că nu mai e mult de lumea asta, pentru că modul de viață, felul de a trăi, prioritățile pe care le au, arată că nu cred lucrul acesta. Și atunci ne întoarcem înspre noi, copiii Domnului, și ne întrebăm, oare noi credem că nu mai e mult de lumea asta? Sau nici noi nu credem lucrul acesta? Doar că venim la adunare și noi suntem niște oameni mai buni, pentru că așa ne învață Scriptura și așa ne învață la adunare și atunci noi ne comportăm un pic diferit decât față de lume. Aș vrea în această dimineață, cu ajutorul Domnului, să privim la câteva semne pe care le avem în Scriptură și pe care noi le vedem în viețile noastre și în jurul nostru, semne care ne arată că trăim vremurile din urmă. Sau, haideți să tragem împreună concluzia asta, dacă într-adevăr ne arată că trăim vremurile din urmă. Pentru început vom privi la 2 Petru, capitolul 3, versetele 3 și 4. Și aici vom vedea o caracteristică sau vom vedea că în vremurile din urmă se întâmplă ceva. Și anume, 2 Petru, capitolul 3, versetele 3 și 4. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Iată că vorbește Apostolul Petru cu 2000 de ani în urmă, că în vremurile din urmă vor veni oameni batjocoritori. Și ce batjocoresc oamenii aceștia? Păi nu batjocoresc altceva decât revenirea Domnului Iisus. Și ceea ce e trist este că te întâlnești și astăzi cu cei care spun pocăiți. Și fac exact lucrul acesta. Hai mă, frate. Uită-te și tu în istorie și vezi că lucrurile au fost așa. Au venit, au trecut, au venit iară. Sunt episoade în lumea asta și așa a fost formată istoria omenirii, tot din episoade și au mai fost, mă, lucrurile astea. Și tot așa se întâmplă și tot se rotește roata și acum e vremea noastră și asta se întâmplă. Da, așa au zis și bunicii noștri. Atunci când auzi astfel de cuvinte de la oameni, pentru mine nu e așa un șoc, nu mă uimește prea tare. Dar vă mărturisesc că atunci când aud astfel de atitudini de la cei care spun pocăiți sau de la cei care mai și predică Evanghelia, atunci asta mă șochează tare. Problema e că am ajuns să o aud tot mai des în ultima vreme. Și asta pe mine mă intrigă tare. Mă provoacă tare de tot. Oamenii ăștia nici măcar nu realizează ceea ce spun și ceea ce fac. Dar ei zici că citează versetele lui Petru discuțiile pe care le avem. Ce fac oamenii ăștia batjocoritori aceștia? Acești batjocoritori batjocoresc sau iau în derâdere a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, îi batjocoresc și pe cei ce cred în a doua venire a Domnului Iisus Hristos și o așteaptă. Și zic despre ei că oamenii ăștia așa au cam închis viețile, bă, voi în loc să vă trăiți viața, în loc să vă dezvoltați, în loc să vă implicați fie în afaceri, fie în politică, fie în alte lucruri, să vă dezvoltați și voi un pic social și uman, voi v-ați închis viețile, mergeți acolo la adunare, vă tot aduceți aminte de Domnul Iisus și că El are să revină, sunteți niște încuiați. Și într-adevăr, pentru omul firesc, așa spune Pavel, lucrurile duhovnice și vestirea crucii este o nebunie.
Ori vestirea revenirii Domnului Iisus Hristos, pentru un om firesc, este o nebunie. Ei, un semn primordial al faptului că trăim zilele din urmă, sunt batjocoritori. Eu îi întâlnesc la tot pasul, nu știu dumneavoastră, dar pe mine mă pune tare pe gânduri lucrul acesta. Mergem mai departe, la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 3. Și vedem că aici Apostolul Pavel vorbește fraților din Tesalonic. Și pentru că încă de pe atunci se strecurau între credincioși tot felul de învățături greșite, tot felul de erezii, tot felul de învățături care se depărteze de adevărata învățătură, Apostolul Pavel vorbește aici și le spune tesalonicenilor, 2 Tesaloniceni 2 cu 3, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. O să citesc cu 2, de la 2. Să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Acum, în primul rând, trebuie să înțelegem ce înseamnă ziua Domnului. Că mulți confundă și nu înțeleg ceea ce înseamnă ziua Domnului, cu toate că Domnul ne-a vorbit în mod repetat, dacă eu mi-aduc bine aminte, prin fratele Eric, de câte ori mi-a zis Domnul ce înseamnă ziua Domnului. Ziua Domnului înseamnă o zi care începe așa cum începea și la evrei ziua, când începea la evrei ziua. Păi ia gândiți-vă când începe sabatul evreiesc și astăzi, nu numai atunci. Seara la apusul soarelui. Și când se gata ziua? A doua zi seara la apusul soarelui. Deci întâi e o noapte și apoi e o dimineață. Și așa și spune Scriptura. Întâi e o noapte și apoi o dimineață. Ori ziua Domnului va începe cu cei 7 ani de necaz cel mare. Necazul lui Iacov. Adică o noapte. Așa începe ziua Domnului, cu o noapte. Va începe cu necazul cel mare. Și apoi, ziua Domnului, se va încheia prin 1000 de ani, prin cei 1000 de ani de împărăție, pe care Domnul Iisus, împreună cu biserica care se va întoarce, va împărăți 1000 de ani pe acest pământ. Aceasta e ziua Domnului. Și Pavel vine aici și le face cunoscut tesalonicenilor. Mă, vin între voi, și poate vin și epistole, ca și când ar veni de la noi. Vedeți? Totdeauna învățătorii falși se deghizează. Totdeauna învățătorii falși lucrează cu minciună. Și ce făceau învățătorii falși din vremea lui Pavel? Trimitea epistole prin adunările pe care le-a rânduit Pavel și se dădeau drept Pavel. Acum e un pic mai greu, dar așa cum se poate. Acum zici, bă, dai un telefon sau... Dar de multe ori se întâmplă la fel, că oamenilor le e greu să verifice. Că dacă te-ar suna să te întrebe, bă, tu m-ai sunat odinioară, poate ar descoperi că e o minciună. Cu tehnologia asta nouă se pot face multe lucruri. Dar asta făceau oamenii ăștia. Trimiteau scrisori, epistole, către biserici și aduceau ereziile în biserică și ca să aibă credibilitate, ziceau că din partea lui Pavel. Probabil... Unii stăteau să uitau, mă, că al ciuda că Pavel ne-a învățat altceva până acum și acum parcă s-a schimbat Pavel ăsta. Dar Pavel nu se schimbase. Ci învățăturile erau schimbate pentru că veneau din altă sursă. Ori Pavel vine și spune, să nu vă lăsați clătinați așa de repede, fie în mintea voastră, sau să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Și apoi vine și explică. De ce? Căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Păi ce vrea să spună Pavel? Pavel vrea să le facă clar tesalonicenilor. Mă, fraților, nu putem trăi noi în necazul cel mare. Știți că cu mulți pocăiți am avut discuția asta. Și unii chiar de pe la noi, de prin adunare, spuneau, băi, eu mă întreb, oare nu vin necazul cel mare? A zis, stai tu liniștit, că nici nu-ți imaginezi înseamnă ce înseamnă necaz cel mare.
Dacă asta numim noi necaz cel mare ce trăim acum, înseamnă că mintea noastră e un pic limitată. Să știți, frați și surori, că Biblia spune despre necazul cel mare că e un necaz cum n-a mai fost niciodată de la facerea lumii și până atunci. Știți ce înseamnă asta? Că toate necazurile pe care le-am experimentat noi la un loc ca și biserică, fiecare personal și împreună, sunt o nimica comparativ cu acel necaz. Nu? Ce ziceți? Ați trecut prin el? Îl gustăm? Nu îl gustăm. Și vine aici Pavel și spune, nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință. Să nu începe să vă credeți, stați pe liniștiți că noi trăim în necazul cel mare, pentru că n-a venit încă lepădarea de credință. Ei, problema e că dacă ne uităm în zilele noastre, lepădarea de credință se cam întrezărește la tot pasul. Parcă tot mai mult se leapă de credință și auzi că oamenii au apucă pe credințe noi. A, stai frate să vezi, am avut o nouă descoperire. A, am găsit un om care mi-a adus niște lucruri noi. Frați și surori, dacă lucrurile acelea noi sunt pe lângă Scriptură, să știți un lucru, că sunt de la cel rău, sunt minciuni, sunt de la diavol, nu sunt de la Dumnezeu. Noi, într-adevăr, spune cuvântul că robul lui Dumnezeu scoate lucruri noi și lucruri vechi din vesteria inimii lui. Dar nu vii cu lucruri noi în sensul că aduci ceva nou, pentru că toate scrise aici. Poate să fie la un moment dat pentru mine ceva nou, că n-am înțeles un text. Dar nu pot să aduc ceva nou pe din afara acestei cărți. Problema e că foarte mulți astăzi aleargă la învățători care aduc ceva nou pe lângă acest text. Și probabil auziți la tot pasul tot felul de proroci, tot felul de oameni care prorocesc tot felul de lucruri care nu sunt din Scriptură. O lucrurile astea sunt noi. Și oamenii care-s dornici de ceva nou, foarte repede mușcă lucrurile astea și cad în tot felul de capcane. Haideți să rămânem la ceea ce este scris. Că dacă Dumnezeu considera că ne mai trebuie și altele noi, stați liniștiți, că mai erau, mai punea 3 pagini la Biblie. Ce? Era greu la Duhul Sfânt să mai îi spună la Ioan să mai scrie în Apocalipsa 3 pagini? Mai scria, nu? Vedeți? Eu cred că aceasta este cartea lui Dumnezeu. Este cartea de căpătâi pentru noi credincioși. Și noi după asta trebuie să ne ghidăm. Nu după ce visează unul sau altul, după ce a descoperit unul sau altul, după ce i s-a descoperit unuia într-un vis sau știu eu, într-o vedenie, și toată lumea aleargă la ei. Nu, ci noi rămânem la ceea ce este scris, pentru că asta nu se schimbă. Omul se schimbă, astăzi are un sentiment și simte că Domnul i-a spus nu știu ce. Și peste 3 zile, o săptămână, o lună, parcă ar simți un pic altfel. Nu simți și dumneavoastră de multe ori că sentimentele ne joacă peste? Ce sunt sentimentele? Astăzi parcă te crezi cel mai tare, cel mai mare și peste câteva ceasuri te crezi atât de slab de zici, vai de mine că... Acum nu-i rău să ne credeți slab, că suntem. Trebuie doar să ne recunoaștem că sunteți slab, atât. Dar noi nu trebuie să ne bazăm pe ce ne simțim. Ci noi trebuie să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu și noi mergem înainte prin credință. Ori cuvântul spune, nu va veni ziua Domnului, necazul cel mare și apoi împărăția de 1000 de ani, până nu va veni lepădarea de credință. Și până nu se va descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Știți cine e asta, nu? Scriptura îl mai numește și anticrist. Acela care este împotriva lui Hristos. Duhul lui anticrist, spunea Pavel deja, de pe vremea lui, a și început să lucreze în lume. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem Duhul lui anticrist la tot pasul. El lucrează. Dar anticristul ca și persoană încă nu s-a arătat acestei lumi. Poate că există, cel mai probabil. E undeva pe planetă, probabil e un om de afaceri sau, știu eu, un om politic sau ce-o fi el, Domnul știe, care deocamdată stă în umbră. Ca la momentul potrivit, Satana să-l scoată înainte și să fie omul Satanei, omul care va conduce întreaga lume pentru 7 ani de zile. Ori omul acesta încă nu s-a arătat. El se va arăta curând. Privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, uitați-vă că
momentul arătării lui Anticrist este parcă atât de iminent. De ce? Pentru că odinioară chiar vorbeam zilele trecute și mi-am duceam aminte. Bă, când făceam noi școala biblică la misiune, acum 20 și ceva de ani, fratele Eric, fratele Costică și alți frați ne învățau despre zilele din urmă. Și când vorbeau despre anumite lucruri, mi se păreau așa departe, așa imposibile de întâmplat. Acum, parcă toate conspirațiile sunt adevăruri. Acum, parcă tot ce părea de neimaginat și de neîntâmplat se întâmplă sub ochii noștri. Când atunci vorbeai de un guvern mondial, zicea lumea că ești nebun. Hai mă lasă cu guvernul mondial, tu nu vezi că sunt atâtea sute de țări, aproape 200 de țări în lumea asta, 200 de guverne, vii tu să-mi spui mie că se va face un guvern mondial. Știți ce e interesant? Că în ziua de astăzi, dacă nu mă credeți, uitați-vă pe YouTube, băgați guvernul mondial și vedeți câți oameni politici din lumea largă declară sus și tare că lumea asta are nevoie de un guvern mondial. Deschis, nu mai e o treabă de conspirație, o treabă de ascunziș. Nu, pe față. Oamenii vorbesc deja despre lucrurile astea și vorbesc de mult, nu de mult. Apoi, uitați-vă că lucrurile care arată că Anticristul trebuie să apară, deja se întâmplă. Când vorbeam odinioară că Biblia spune că în vremea necazului cel mare, oamenii nu vor mai putea vinde și cumpăra fără semnul fiarei, fără semnul lui Anticrist. Și parcă ți se părea, nu are cum, nu are cum că eu mă duc la vecinul de peste drum, ei vând 10 ouă, el îmi dă 10 lei pe ouăle alea, eu mă duc la vecinul din dreapta, cumpăr 2 kg de carne și uite așa trăim. Ce poate să-mi facă mie mă să mă oprească? Ha? Ce ziceți în vremea noastră când vedeți cum deja s-a încercat de anul trecut și oricum se va reuși anul acesta probabil, ca încet încet să se scoată lichiditățile, și ușor, ușor nu mai ai bani lichizi, adică nu mai ai hârtiile astea, plasticurile la noi, ca să te duci și să cumperi și să vinzi. Și vei cumpăra și vinde doar cu telefonul sau doar cu un semn, oarecare, care Biblia spune că va fi pe mâna dreaptă sau pe frunte. Nu știu, că o fi un chip, că o fi o ștampilă, că o fi o hologramă, Dumnezeu știe ce va fi. Dar va fi un semn pe mâna dreaptă și pe frunte, ca așa zice Biblia. Și te vei duce la magazin și când ai să intri Penny, zice sora Oana, stop! Ia să te vedem noi pe tine. Pune tu aici mânuța. Eu am bani mulți. Am avut multe și am vândut și am avut bani mulți de aia și i-am dus și mi-au băgat în bancă și acum eu am conturile doldora. Dar tu uiți ca sară, ai fost la adunare la pocăiți și aici s-o vorbi despre ceva. Și tu, de fapt, ai acceptat și ai, poate ai pus pe Facebook, poate știu eu unde ai zis, ai zis ceva împotriva sistemului. Și când pui acolo, zice, tu n-ai niciun ban. Nu să n-am omule, mă, că eu sunt doldora de bani, eu sunt bogare, o să fii numai bani. Pentru că guvernul zice, stop, la ăsta nimeni dai bani. Ăsta n-are bani, ăsta nu-i bea cu minte. Trebuie să-l dăm pe brazdă. Ori se lasă de prostii, și îi dăm banii înapoi și îi dăm câți vrem noi și când vrem noi. Și încă un lucru care chiar ieri l-am aflat de la unul care e tare cu tehnologia, m-a lăsat așa, m-am uitat și eu și un video ca doi proști, mă iertați de expresie, la un monitor de la plin de punctulețe și a în ce lume trăim noi? Noi eram de pe altă planetă, parcă. Și omul ăsta ne zice, printre altele, mă băieți, deja în China și în multe alte părți ale globului se folosesc bani care expiră. Ați mai auzit de bani care expiră? Și bani care sunt valabili doar pentru ceva anume. Eu vă spun că ați auzit, dar nu v-ați dat seama. Se numesc tichete de masă. Bonuri de masă. Ați auzit de ele? Păi normal, te învață cu bonul. Că după aceea când vine banul digital e același lucru. Dar tu te-ai obișnuit cu ideea. Ce se întâmplă cu un bon de masă? Sunt tot bani, nu? 40 de lei, 25 de lei, cât valorează el? Tot bani este. Orică iei 20 de lei hârtii, plasticuri, de alea, orică iei un bon de masă, tot atâta. Ce face diferența între ele? Păi ăștia poți să-i folosești doar să te duci să cumperi papa,
Și tu zici, nu, eu vreau motorii de la mașină. I'm sorry, nu se poate. Banii ăștia sunt bani, au 20 de lei valoare, dar sunt valabili doar pentru mâncare. Punct. Și nu numai atât, dar și expiră. Ați văzut că au un termen de valabilitate? Cum, mă? Noi am fost învățați cu bani de aia fără termen de expirare. Bă, 10 lei valorează 10 lei azi, ci valorează 10 lei și peste 10 ani. Așa a fost învățați, nu? Ei, problema e că nu va mai fi așa. Și tu te duci frumos la magazin și zici, păi eu am bani. Păi zice, tu ai bani, mă? Ai, dar banii tăi sunt valabili doar pentru salată, varză și eventual două roșii. Hai! Păi nu că eu vreau și carne. Hai, hai! Circul. Și te bucur că ai luat varza. Că va veni vremea când nu vei mai putea lua nici pe aia. Lucrurile astea, fraților, nu vi le spun să vă înspăimânt. Nu! Că ele oricum se întâmplă sub ochii noștri. Că noi nu le vedem, suntem un pic naivi. Aia e altul subiect. Dar ele sunt aici. Ele sunt între noi. Eu vreau să vi le spun doar să vă trezeți mintea. Ci să realizați unde ne aflăm din punct de vedere escatologic. Adică din punct de vedere al vremurilor din urmă. Cât de aproape e momentul ca să vină Anticristul? Păi și dacă e aproape să vină Anticristul? Ce trebuie să se întâmple? Păi ca să se arate Anticristul, trebuie să înceapă necazul. Păi ca să înceapă necazul, hai că vedem imediat, trebuie să fie cineva luat de prin calea lui. Merem mai departe, învățători mincinoși, 2 Petru 2, 1 la 3. 2 Petru 2, cu 1 la 3, cuvântul Domnului ne spune așa, în noroci s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furișe rezistitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar o sânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Amin. Iată, al treilea semn este că vor apărea învățători mincinoși. Totdeauna au fost învățători mincinoși. Dar în vremurile din urmă, învățătorii mincinoși se vor înmulți incredibil de mult. Și dacă ne uităm în jurul nostru, s-au cam înmulțit. Ce caracteristică au aceștia? O face odată, am mai făcut probabil, odată caracteristicile apostaților și ale învățătorilor mincinoși. Cred că o 2-3 ani am făcut și asta, dar o să o reiau. Dar acum doar scurt să vedem ce spune Petru aici. Învățătorii ăștia mincinoși strecură pe furiș, versetul 1, erezii nimicitoare. Ăștia strecură pe furiș. Ăștia sunt oameni care lucrează cu furiș. Nu sincer, nu deschis. Oameni șmecheri. Apoi, oamenii ăștia se leapă de stăpânul care i-a răscumpărat, spune cuvântul. Oamenii ăștia îl dă deoparte pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă stai să te uiți un pic atent la viața lor, descoperi că, hai mă lăsați-vă povestea cu masa Domnului și fiecare duminică să ne aducem aminte de el. Hai! Noi suntem, mă, ca odinioară. Bătrânii n-aveau ce face. Ei săracii nu știau ce să predice, nu știau ca să umple timpul, făceau și ei masa Domnului, mai trecea vreme. Oare? Păi e o poruncă dumnezeiască asta, nu-i negociabilă. Păi înaintașii bătrânii noștri doar au înțeles porunca și au pus-o în practică, aia au făcut. Dar baciocoritorii ăștia, învățătorii ăștia falși, vin și spune, asta e o pierdere de vreme. Apoi, se vor lepăda de Domnul Iisus. Uitați-vă că predică orice, despre oricine. Dar numai despre Domnul Iisus nu pomenesc. Sau îl pomenesc așa tangențial, că trebuie pomeni și el, că nu poți să te numești predicator, să nu zici ceva și de Domnul Iisus. Dar pe Domnul Iisus l-au lepădat. Apoi, spune mai departe, mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Ce înseamnă asta? Oamenii ăștia îs mari învățători, îs mari predicatori, dar ei, de fapt, trăiesc în destrăbălare și păcate. Trăiesc cum îi taie capul, că Domnul e bun. Domnul iartă pe toată lumea. Hai să fii, să nu fii frate așa de rău și de dur.
Ce treabă ai tu cum trăiește el? Când intră pe ușa cii, zice, Doamne, iartă-mă, și după aceea vine și cu noi aici, e credincios și el. Când pleacă treaba lui, va da el socoteală, lasă-l tu. E adevărat că va da socoteală. Dar e adevărat că trebuie și noi să avem mintea și inima deschisă și să privim, că Biblia spune, după felul lor de viețuire, veți cunoaște. Și vine Domnul Iisus și spune, vezi, va culege omul smochine din mărăcini? Nu, nu funcționează așa. Păi dacă îl vezi că omul e cum nu trebuie, dacă vezi că viața lui e destrăbălată, de ce crezi că omul ăla ar fi un credincios autentic? A, că dă bine din gură. Lasă-l în pace, să nu mai dea. Sau să dea la alții. Dar uitați-vă ce spune aici. Îi vor urma. A, înseamnă că și la aia de prin adunare le place și lor destrăbălarea, trăiesc și ei în destrăbălări și normal că se omnește cu ăla. Păi, de ăsta șef ne trebuie nou. Unul de ăsta ne trebuie în frunte, frate, care e ca și noi, care trăiește în păcat ca noi, ca să nu ne mai tot ciorovăie, mă, să-ți ia toată ziua de noi. Păi, ne întâlnim și aici, ne întâlnim și la crâșmă, o ducem bine, suntem fericiți. Fiți foarte atenți. Apoi spune, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Opa! Calea adevărului, calea Domnului, vorbită de rău. De ce? Pentru că unii trăiesc în desrăbălare și păcat. Și dacă mai ieși în fruntea adunării, bai mare. Și apoi uitați-vă versetul 3. În lăcomilea lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Oamenii ăștia mai au ceva, o caracteristică. Sunt lacom. Îți nemulțumiți. Poate ați auzit și dumneavoastră de unul care zice preot, popă, și îi prieten bun și cu de-aștia de-ai noștri. De-ai noștri. Nu mai știa. De-aștia de evanghelici, hai să zic așa. Și zice el la un moment dat, nu vreau să-i fac nici reclamă, nici antireclamă, de-aia nu-i zic numele, dar probabil vă dați seama despre cine e vorba. Și omul ăsta când ia un interviu zice, așa m-a lăsat Dumnezeu pe mine mai lacom. Și dacă așa m-a lăsat Dumnezeu mai lacom pe mine, așa sunt eu și adun tot ce pot. Înșel pe cât pot, fac ce pot să mă ridic sus. Ei, așa fac foarte mulți învățători și astăzi. Dorința lor nu-i de a sluji turmei lui Hristos, ci dorința lor e de a avea un câștig de la turmă. Și atunci se întâmplă ce spune Scriptura, păstorul plătit, când dă de năcaz, lasă oile și se duce. Deci, învățătorii mincinoși, timpul zboară, trebuie să ne grăbim. Apoi, în al patrulea, 1 Timotei, capitolul 4, versetele 1 și 2, Apostolul Pavel, din nou tot el, ne vorbește și spune așa, deci 1 Timotei 4, 1 și 2, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ce fac oamenii ăștia? Se alipesc de duhuri înșelătoare. A patra caracteristică sau al patrulea semn al vremurilor din urmă, că oamenii se alipesc de duhuri înșelătoare. Ce spune? Se leapădă de credință și se alipesc de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Cum? Abătuți de fățărnicia unui oameni care vorbesc minciuni. Însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Nu-i mai mustră cugetul. Trăiesc în destrăbălare, în păcat, profită de alții. N-au probleme cu cugetul oamenii ăștia. Cugetul, știți ce înseamnă însemnați cu fierul roșu? Exact ca atunci când însemnam, dacă vă aduceți aminte, când eram copil, meream la Găușani și acolo tata mare avea câini și totdeauna toți câinii care îi vedeai și prin sat la alții, pe nas aici aveau un însemn care se făcea cu un fier înroșit în foc, îl punea aici. Ce se întâmpla cu asta? Când atingeai cu fierul roșu anumite puncte din corpul, fie omului, fie animalului, ălea rămân fără simțuri. Mi s-a întâmplat să vă atingeți odată și după ani de zile
ai fost ars la un dege și tu nu mai simți în bucățica aia de deget. Acolo e moartă parcă. Ai carne, folosești degetul. Eu am problema asta. Dar o să tot ating, că eu nu simt nimic eu. Ei, în cugetul tău, dacă ești însemnat cu fierul roșu, ce se întâmplă? Nu mai simți. Gata. Tu nu mai simți că, de fapt, stai un pic, că cugetul acum te provoacă, îți vorbește, te întărâtă. Bă, stai un pic, cum să calci în picioare pe fratele tău? Cum vorbești așa? Aoleu, vezi că ai vorbit rău. Și cugetul spune că ai vorbit rău. Vine și Duhul Domnului și spune și te pocăiești. Dar dacă tu cugetul ai înroșit de nu mai spune nimic, tu te duci din rău, mai rău, n-ai nicio problemă. Tu nu ai treabă. Tu ești imun la tot ce se întâmplă în jurul tău. Ori oamenii ăștia așa sunt, spune Scriptura. Și oamenii ăștia sunt abătuți de astfel de oameni fățarnici. Spune în versetul 2, abătuți de fățarnici, eu am unui oameni care vorbesc minciuni. Sunt oameni fățarnici, oameni care mint cu nonșalanță, n-au nicio problemă să mintă. Și dacă îl prinzi cu minciuna, zice, nu, acum și minciuna e vorbă, Doamne iartă-mă. Și gata, ce mă, tu n-ai mințit niciodată? Îți dă o replică de asta. Și tu stai și te gândești, bă, am mințit și eu. E normal. E vreun om care nu a fi mințit niciodată? Dar nu vorbim despre asta. Am mai spus eu cu ceva timp în urmă, mincinos nu se spune la orice om care a mințit vreodată, corect? Cui îi spui mincinos? Sau mai marele mincinosilor? La ăla care n-ai încredere în el, că știi că minte tot timpul, nu? Ei, cam așa sunt oamenii ăștia. Mergem mai departe. 2 Timotei 3 cu 1 la 5. Vremuri grele, spune Pavel aici. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Ce spune Pavel aici? În vremurile din urmă vor fi de vremuri grele, căci oamenii vor fi în mai multe feluri. Și am enumerat aici o grămadă de moduri în care oamenii sunt azi. Sunt sau nu sunt? Ați descoperit că oamenii de astăzi sunt așa cum scrie aici? Așa sunt, corect? Păi eu mă întreb atunci, e asta un semn că trăim zilele din urmă? Și vremurile sunt grele. Și uitați-vă că vine de ce sunt grele. Poate v-ați imaginat ca și mine, de altfel, cu ani în urmă, când eram și eu oficior tânăr, imaginam că vremuri grele va însemna să vezi că vine o foamete ca pe vremea războiului, că nu o să mai avem ce mânca sau nu o să mai avem aia și aia. Nu! Uitați-vă că Satana și-a schimbat tactica, că și-a dat seama că dacă omul nu are ce mânca, unii aleargă la Dumnezeu, Doamne, dă-mi, Doamne, ajută. Și el o lasă, stați liniștiți, că o să vă dau, de o să aveți toți. Și ca acum, lumea asta nu a trăit așa bine niciodată. Din punct de vedere material. Din punct de vedere al materialului, omul trăiește în huzur. Hai să fim sinceri. Domnul Iisus spune, cine are ce mânca și ce îmbrăca, este de ajuns. Toate celelalte lucruri, neamurile, lumii le caută. Eu vă întreb, cunoașteți dumneavoastră pe cineva? Nu dumneavoastră, că știu că dacă ziceți, îți dau de tot. Dar dacă cunoașteți pe cineva care să aibă numai ce mânca și ce bea și ce îmbrăca, gândiți-vă, cunoașteți? Eu nu cunosc. Și mi-a dat Domnul harul să umblu și printre oameni săraci. Mă duc pe la țigan de aia care s-a mărâț, mă, dar să știți un lucru. Oliva stă să cadă, dar știți ce o ține? Parabolica. Și plasma aia. Nu se vede că-i peretele urât, că el are o plasmă, frate, de 2 metri. Jumate din perete e acoperit. Că oricum, n-are casa, 3 metri. 2 metri ocupă plasma și el o duce bine. E sărac, mă, e sărac. N-are ce da mâncare la copii. Ați văzut de-astea? Uitați-vă, e plin. Păi știți ce înseamnă să n-ai decât ce mânca și ce îmbrăca?
Înseamnă că pur și simplu, ca ăia din Africa, tu în dimineața asta nu știi ce vei mânca la amiază, ci la amiază ai muncit toată ziua și ai căpătat de la stăpânul tău un pum de manioc sau știu eu, acolo un pireu de la de manioc și ai mâncat și zici, mamă, astăzi îți bine, da, fericit. Și cam ce ai pe tine, aia ai și în dulap. Când pleci de acasă, zice lumea că te muți. Ăla ești. Și atunci tu ai ce mânca și ce îmbrăca. Noi care avem doar atât? Să rup dulapurile de haine, să rup cămările și rafturile de mâncare. Cum îi? Cunoașteți pe cineva în felul ăsta? Vedeți dumneavoastră, din punct de vedere material, lumea o duce mai bine decât oricând. Problema e că ce explică aici cuvântul se vede lămurit în viețile noastre, în jurul nostru. Oamenii sunt neiubitori de bine, iubitori de bani, iubitori de orice altceva, dar numai nu iubitori de Dumnezeu. E adevărat sau nu? Eu așa văd. Iacov, capitolul 5, versetele 1 la 6. Hai că așa repede merem că am ajuns la jumătate. Iacov, capitolul 5, începem cu versetul 1. Adunarea de comori. Ascultați acum voi bogaților. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpurile și pe care ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcer. Ați osândit, ați omorât pe cel ce trăia, pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Amin. Iată ce se întâmplă în zilele din urmă. Oamenii adună comori, frați și surori. Acum, totdeauna oamenii au fost cu inima legată de cele pământești. Dar nu prea le dădea mâna, să zic așa. Erau, totdeauna au fost și bogați și săraci. Totdeauna au fost oameni care au trăit în huzur și au avut mult prea mult, mult mai mult decât le trebuie. Dar parcă în vremurile noastre sunt mult prea mulți cei care trăiesc așa. Nu vi se pare? Și probabil imediat vă duceți cu gândul la câțiva de ăștia din marii bogați ai orașului. Așa-i, frate, așa-i. Că ăștia, uite-te, au mașini de 100.000 de euro, case de 2 milioane de euro și nu le mai ajunge, frate, nu le mai ajunge la ticăloșii ăștia. Ai, ce ne place să-i judecăm pe ei, așa-i? Dar ia oprește-te la tine. Hai să ne oprim la noi. Și să vedem puțin, nu cumva te fură mamona și pe tine. Să-ți pierzi timpul cu lucruri care nu valorează nimic, de fapt, pentru veșnicie? Adică te chinui să faci casă. Vreau să fie, știi cum? Neche, mamă, nu, ce, bă, tu vezi ce vremuri trăim? Să dădă toți de mine când vine la mine casă. Nu, no, casa mea trebuie să fie muzeu. Și muncești pentru ea ca rob. Ani sau zeci. Nu mai îmi convine, domne, pe la ce eu vin cu haină second hand pe mine. Să râde frații de mine. Ce zic frații? Nu, domne. O mă duc și dau pe un sacou 15, 20, 100 de milioane. Știu eu, domnul, nu știe când auzi cât un preț să se furnică părul pe tine. Cum dau unii oameni pe cât e un lucru. Stai, te întreb, pentru ce? Te uiți la câte o doamnă de aia sclifosită pe la televizor care știu ce funcție are, că are o poșetă și ăștia repede se interesează cât costă, zice 40.000 de euro. Pardon? Vă vând și casa și mașinile și mi-au o geantă sau ce? Pentru ce ai nevoie de ea? Că săraca nici n-are mare lucru în ea, că dacă te uiți la o doamnă de asta, de-a noastră, o soră care are o desagă după ea, are, frate, tot ce trebuie. Când meream cu Cristina oriunde, iubito, dă-mi apă, iubito, vezi că copilul n-are șervețel, n-are aia, n-are aia, tot ce trebuie e acolo. Și costă 30 de lei. Bună, dă-i înainte. Și trăiești viața și te bucuri de ea. Se poate? Se poate. Dar dacă te-a luat mamona și ți-a luat-o mintea asta, începi să adun comori, începi să pui preț pe lucrurile astea.
Încep să pui valoare pe ceea ce n-are valoare. Spune aici, vine molia, vine rugina, le mâncă pe toate și tu ălea le aduni. Adună-le. Adună-le, ca pe levi pierde. De-aia spune aici, în vremurile din urmă și faptul că oamenii sunt așa de dornici de a aduna comorii, semnul că e vremea din urmă, frați și surori. Și dacă e semnul că e vremea din urmă, păi la ce să mai adun comori? Că oricum plec și o las aici. Trăiește-ți viața și slujește Domnului cu ceea ce ai. Mergem mai departe, că timpul zboară. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 14. Aici cuvântul Domnului ne relatează și ne aduce în vedere biserica din Laodicea. Și dacă stăm să ne uităm cam așa arată bisericile și azi și e trist că e așa, spune așa de la versetul 14, Apocalipsa 3. Îngerului bisericii din Laodicea scrie, iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă pe scaunul de domnie, pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Iată aici ne arată că biserica din vremea din urmă se aseamănă cu biserica Laodicei. Cum era biserica din Laodicea? Sunt bogat, am de toate, nu duc lipsă de nimic, îmi merge bine. Și spune Domnul Iisus, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Apar n-ai că ești mort. Știți ce mă întristează foarte tare, printre multe altele? Aud tot mai des de biserici care bagă banii la bancă, frate. Banii bisericii băgați la bancă, unii au dus și la Caritas pe vreme. Acum probabil cumpără bitcoin în ei, nu știu, Domnul să aibă mine. Dar de bancă am auzit și nu puțin. Puși cu dobândă la bancă. Biblia spune, cel neprihănit nu dă banii cu dobândă. Dar dai dăm pe Domnului. Noi nu dăm pe noștri, nu, frate, nu. Dai Domnului, să ai Domnul. Pardon. Credeți că Domnul ar face ceva ce ne poruncește nouă să nu facem? Oare? Au ajuns atât de jos bisericile de azi încât sunt exact ca la Laodicea. Noi suntem bogați. Avem, frate, în cont atâtea sute de milioane. Și? Ce faci cu ei? Păi ți-ai făcut SRL-ul, adică firmă de... sau biserică? Biserica, dacă o primi banii, înseamnă că trebuie să-i dea cuiva. Dumnezeu când îți dă, și asta, fraților, trebuie să ne fie la toți învățătură. În viața de zi cu zi. Dacă Dumnezeu te-a făcut să-ți rodească țarina, adică să-ți meargă afacerea, să-ți meargă la serviciu mai bine, să-ți mărească salariul, să-ți dea un pic bani mai mulți decât ai tu nevoie să trăiești, înseamnă că Dumnezeu îți va scoate imediat în cale și nevoiași sau nevoi pe care tu trebuie să le acoperi. Dacă tu ai acordată inima ta la Duhul lui Dumnezeu și la șoapta Lui, atunci vei înțelege că Dumnezeu ți-a dat banii ăia în plus ca să faci ceva cu ei. Nu ca să strângi tu undeva într-un cont și să-ți aducă aia dobândă. Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Dacă ai avut mentalitatea asta, să știi că nu-i de la Dumnezeu. Știu, sunt o grămadă de predicatori care zic că omul înțelept adună pentru zile negre. Am auzit. Dar nu din Biblie. Povestea este, am auzit, dar nu din Biblie. În Biblie spune, dacă ai mai mult, trebuie să dai celui sărac, celui nevoiaș. Și Dumnezeu îți scoate în cale. Dar dacă tu ești de ăla care nu mai vrei să aduni, nu o să-i vezi pe toți nevoiași. O să stea coadă la tine la ușă. Că tu nu-i vezi. Că tu ești preocupat să aduni. Pentru ce să aduni? Când oricum pleci de pe pământul ăsta. Orică vine Domnul, orică mori. Tot plecăm. Și ce-i locul tine?
Ce era cu tine? Păi dacă tu știi asta, oamenii și ei zic că știu, dar nu știu. Uite, să vede cum trăiesc. Păi dacă tu zici că știi, de ce nu trăiești altfel decât lumea? Deci, biserica din Laodicea era o biserică nici caldă, nici rece, zice Domnul Iisus, de a fi măcar rece, mă. Bă, dacă ești rece, mă rog pentru tine să te trezești. Dacă ești căldicel, vii la adunare una într-una. Că dacă n-ai venit, aș zice, Doamne, trebuie să pocăiască ăsta. Tu vii, când și când vii. Și atunci zici, mă, ești căldicel, frate. Păi dacă ești căldicel, știi ce face Domnul cu cei căldicei? Îi scuipă din gură. Hai, așa. Îi va arunca în necazul cel mare. Apoi mergem mai departe, că timpul o zbura, vă rog să mai îngăduiți câteva minute. Semnul smochinului, Matei capitolul 24, vom privi la versetele 1 la 3 și apoi versetele 32 la 35. Câteva versete din Matei 24. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să îi arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? Mergem la versetul 32 și citim până la 35. De la smochin învățați pilda lui, când îi fărăgejește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Amin. Ce le spune Domnul Iisus? Învățați de la smochin. Păi, dacă ne uităm la smochin, în Biblie smochinul îl reprezintă întotdeauna pe Israel. Și noi trebuie să ne uităm la Israel, care e ceasul vremurilor, care ne cam arată. Nu uitați-vă ce se întâmplă în Israel. Știți ce se conturează acum în Israel și în jurul lui? Normal că nu o să știți asta dacă vă uitați la știri la televizor. Acolo nu o să dea așa ceva. Dar să știți că se întâmplă. Sunt câteva țări mari, cum e Iranul, Rusia, și apoi și câteva mai micuți așa, în jurul lor, care s-au unit și își cam încordează mușchii. Și numai că nu intră peste Israel. Sunt pe punct, așa, Domnul știe când va fi, dar lucrurile se întrezăresc, se toleagă. Dacă urmărești declarațiile care se fac, îți clar, declarații de război, nu de pace. Israel nu trebuie distrus, nimicit, dat deoparte. Nu ar putea, Biblia ne spune în Ezechiel 38 și 39, că, într-adevăr, ăștia s-or uni, s-or duce peste Israel, vor fi calăcustele, probabil drone, Domnul știe ce va da peste ei, dar Dumnezeu, în mod miraculos, îi va salva, că s-ai lui. Că s-i ei așa cum sunt acum, necredincioși, da, dar tot ai lui. Și Domnul îi va o proteja și ei se vor pocăi în cele din urmă. Ei, privind la semnul acesta, ce vedem? Știți ce? Că trăim vremurile din urmă. Pentru că toate lucrurile se aliniază. Te uiți la biserică, vezi că e ca la Odicea. Te uiți la oameni, vezi că-s răi și vai de ei. Te uiți la bogați și vezi că vor tot mai multe bogății. Te uiți la toate, te uiți și toate se aliniază. Toate sunt așa. Apoi mergem mai departe. Strâmtorare printre neamuri, Luca, capitolul 21, de la versetul 21. Luca 21, de la versetul 21. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și, și cei de prin ogoare să nu intre în el. Că zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânia împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați rob dintre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor. Fraților, surorilor, toate lucrurile astea iarăși se aliniază să se întâmple.
Și vremea neamurilor stă să se încheie. Ce înseamnă vremea neamurilor? Vremea aceasta a bisericii în care Dumnezeu din toate neamurile, din orice seminție, din orice norod, și-a ales să-și facă un popor și și-a făcut un popor care este biserica lui. Și într-o zi numărul acestui popor se va încheia și atunci Dumnezeu își ia biserica acasă și va continua iarăși cu Israel. Și se vor întâmpla toate aceste lucruri. Eu vă întreb, nu prea pare că e pe aproape? Și ultimul, zile ca pe vremea lui Lot și a lui Noe, Luca 17, și îmi cer răbdare că v-am încercat iarăși răbdare astăzi, dar dumneavoastră, pentru că sunteți oameni pocăiți, aveți răbdare. Luca 17 cu 26 la 30, cuvântul Domnului spune așa, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, baiau, se însurau și se măritau, până când a intrat Noe în corabie. Și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla ai Doma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Amin. Noi, eu vă întreb, nu vă seamănă vremurile cu ce-o descris aici cuvântul? Despre Lot și despre Noe? Uitați-vă că vremurile se aseamănă izbitor. Tot ceea ce au trăit oamenii aceia și au văzut, aia se întâmplă și azi. Problema e că nepăsarea care au avut-o acei oameni din acele vremuri, o au și oamenii din vremea noastră. Ăsta e baiul mare. Noi le-a tot zis, bă, trebuie să intrați în corabie, va veni un potop, va fi așa și așa. Ei, Noe, te-am ascultat altă dată. Hai, că ne-ai plictisit. Spor la treabă, bun lucru, dă-i nete la corabia ta, om nebun. Și-o fi plecat, bombolăgine. Disprețuindu-l pe cel care le venea și le spunea adevărul să-i salveze. Le întindea mâina salvatoare și el disprețuiau. Ce s-a întâmplat? Spune aici cuvântul. Până când a intrat Noe în corabie. Și atunci a venit prăpăd. Ia uitați-vă la loc. Ce spune despre loc? Hai să vă citesc din nou. Versetul 29. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc cu ceasă. Iată două elemente foarte similare și la unul și la celălalt. Dumnezeu nu și-a început judecata cu cetățile acelea sau cu lumea întreagă în cazul lui Noe, până când nu și-a luat pe aleșii lui. Frați și surori, exact vremurile alea le trăim și noi. Oamenii le spui că vine? Nu te cred, n-ai minte. Problema e că Domnul își va lua pe aleșii lui, cum l-a luat pe Lot, l-a scos afară din Sodoma, cum l-a băgat pe Noe în corabie și l-a scos din lumea aceea. La fel va scoate Dumnezeu și biserica lui din lumea aceasta și o va face curând tare. Pentru că ceea ce arată lumea asta și cum arată lumea asta ne vorbește că vremurile sunt târzii. Nu așteptăm lucrurile astea. Ele oricum o să vină și oricum se vor întâmpla. Dar noi știm în cine am crezut. Și noi știm că acela care a murit pentru păcatele noastre, care și-a dat viața la cruce pentru răscumpărarea sufletelor noastre, de care ne aducem aminte în fiecare duminică stând la masă cu El, de care ne aducem aminte în viețile noastre, pentru că e în noi prin Duhul Său cel Sfânt și pentru că îl descoperim pe paginile Sfintei Scripturi, acela are să revină după aleșii lui și va veni pe norii cerului și își va lua biserica, mireasa lui acasă. Iar după aceea, ziua Domnului va începe. Un prăpăd va veni peste lumea întreagă cum n-a mai fost niciodată în lume. Nu cum cred unii că ăsta e de cazul, nu. Va veni și se va dezlănțui iadul pe pământ. Pe de o parte, răutatea oamenilor va fi dezlănțuită. Pe de altă parte, răutatea lui Satan va fi dezlănțuită. Și fiți foarte atenți. Peste toate acestea, mânia lui Dumnezeu se va dezlănțui peste lumea întreagă. Ce ziceți? Când mânia lui Dumnezeu se va dezlănțui, vedeți că va mai fi confort pe pământ? Nu va mai fi. Și apoi, după 7 ani de judecată în care Dumnezeu va judeca lumea aceasta, Domnul Iisus
se va întoarce pe muntele măslinilor, așa cum a promis, la înălțare. Se va întoarce pe muntele măslinilor împreună cu biserica lui, cu mireasa lui. Și apoi îi va nimici cu suflarea gurii sale pe anticristul, pe oamenii lui. Și satana, îngerii lui, vor fi legați pentru 1000 de ani. Și Domnul Iisus va domni 1000 de ani de la Ierusalim și va conduce lumea aceasta cu dreptate. Și biserica împreună cu el. Asta ne învață Scriptura, ca și să vă. Știu, sunt lucruri foarte ciudate pentru noi. Sunt lucruri incredibile pentru alții. Dar eu vă spun că sunt lucruri adevărate care se vor întâmpla curând. Ce fel de om ar trebui să fiu eu și dumneavoastră? Dacă știm, spune Petru, știind că toate aceste lucruri au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? În Marcu, capitolul 13, versetul 37, ne spune acolo cuvântul Domnului, ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Vegheați și rugați-vă, pentru că nu știți nici ceasul, nici ora când Domnul Iisus va reveni. Dar un lucru e sigur, va fi curând. Și dacă veghem și ne vedem de treabă și l-așteptăm cu stăruință, cu credință, să știți că El are să vină cu noi și o să ne ia acasă. Și ne salvează de toate nenorocirile și lucrurile din lumea asta. Și vom înțelege că toate au fost gunoaie și goană cu pământ aici. Dar de ce n-aș înțelege un pic dinainte lucrurile astea? Să mă mai descotonosesc de ele. Ce ziceți? Domnul să vă binecuvânteze. Amin.